Profesorii susțin că decizia ministerului a fost anunțată prea târziu. Potrivit directorului liceului, sunt 7 cadre didactice care au certificat verde, iar alte 3 au trecut prin boală, însă cu mai mult de 6 luni în urmă. Mai sunt colegi care vor să se vaccineze, dar sunt răciți sau bolnavi și au amânat vaccinarea din această cauză, susține el. Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Suceava, rata de vaccinare în rândul cadrelor didactice de la liceul din Marginea este de 47%, iar incidența COVID în localitate era ieri de 0,75% la mie.